să aveți bucurie sufletelor dragi. Din nou, în casele dumneavoastră, poate mulți nu vă așteptați să mă vedeți. Am revenit să vă vorbesc celor care aveți nevoie de acest pansament al sufletului. La cei care de fapt au nevoie de o mângâiere, pentru că trec prin anumite momente dificile, și emisiunea mea de astăzi este ca răspuns, de altfel, la solicitările pe care dumneavoastră le-ați transmis către mine personal, către televiziune, prin care veniți și cereți ca prezența mea în micul ecran și în casele dumneavoastră să fie cât mai frecventă, pentru că ea nu numai că va aduce bucurie, dar va aduce multora liniștea pe care o căutați și de care aveți nevoie. După cum citim pe micul ecran, astăzi vă voi vorbi despre gânduri. Vă voi vorbi despre puterea lor, pentru că puterea gândurilor este mai presus de materie. Este atât de puternică această forță pe care noi o avem și de fapt o folosim de multe ori în sens destructiv, încât nu ne dăm seama cum ne mută sau cum ne transportă viața pe valurile ei, de la stânga la dreapta. Și ca să mă înțelegeți, de fapt, unii astăzi trăim povești frumoase și peste o zi se întâmplă nenorociri, se întâmplă lucruri la care nu ne-am așteptat și pe care, de fapt, noi le vom suporta sau le suportăm greu pentru că nu le înțelegem. Iubiții mei, totul pleacă de la modul în care gândești sau îți gândești viața. Totul pleacă de la modul în care tu, iubite suflete, știi să-ți organizezi prezentul și viitorul. Din păcate, mulți dintre noi suntem ancorați într-un trecut care nu ne mai aparține. Suntem ancorați într-un trecut care nu mai are legătură cu prezentul pe care îl trăim, dar nici nu ne putem desprinde de el. Și câtă vreme eu, ca om, nu mă pot desprinde de trecutul care poate mi-a adus suferință, sau nu mă pot desprinde de un trecut care mi-a adus lucruri frumoase, dar la un anumit moment am pierdut legătura cu prezențul, am pierdut legătura cu persoana care a făcut parte din trecutul meu, este greu să accept starea și situația în care am ajuns datorită gândurilor și datorită, de fapt, gândirii mele. Cu siguranță mă întrebați mulți, de ce este, Părinte, atât de puternic gândul și este mai puternic decât materia? Câtă vreme știm că materia înseamnă tot ce înseamnă, mă iertați, înseamnă de fapt lucrurile care ne înconjoară sau este regăsită de multe ori în această forță invizibilă pe care ne-o dau banii, hârtiile acelea care au o recunoaștere internațională. Hârtii care de fapt ne fac să ne credem mai puternici sau ne fac să ne simțim mai puternici. Și mai mult decât atât, acești bani care multora dintre noi ne-au adus de altfel nefericirea. Deci iată cum materia despre care vă vorbesc, banii, nu pot cumpăra sau nu-ți poți cumpăra cu bani fericirea, nu o pot aduce neapărat în casa ta, pentru că ei la un moment dat se vor termina. Și este important să știm cu ce rămânem sau cu ce am rămas în urma tot ceea ce am trăit și trăim în prezent. Există un proverb că banii nu aduc fericirea, dar o întrețin. O întrețin pentru un anumit timp. Însă, în momentul în care omul este, de altfel, într-o astfel de situație, într-un moment de euforie, de gândire, de trăire a unor sentimente la intensitate maximă, gândirea lui este total
diferită și este lipsită de susținere a vieții reale pe care, în mod normal, acel individ, acea persoană o trăiește. Atunci când ai bani, atunci când te simți important, ai impresia că toată lumea îți stă la picioare și că toată lumea este a ta. Din păcate, s-a dovedit că nu este așa. De ce, mă veți întreba? Pentru că, iubiții mei, sunt lucruri în viață pe care nu le putem cumpăra cu bani. Sunt lucruri în viață pe care noi, de fapt, le creăm prin puterea gândurilor, a nopților albe care ne frământă, pentru că gândul, să țineți minte, este o energie și o forță atât de puternică pe care mintea o prelucrează, încât el, dacă acel gând nu este controlat, poate fi uneori periculos sau poate fi distrugător pentru cei care se trezesc la un moment dat în fața unor realități programate sau gândite de ei și nu știu cum să le facă față. Vă voi da un exemplu. Dacă ne programăm să ne trezim la ora 6 dimineața sau la ora 8, ne punem telefonul mobil să ne sune și ne trezim. Veți observa că dacă îți propui acest lucru, nu mai ai nevoie de telefonul mobil. La ora 6 fix ți se deschid ochii, pentru că ceasul biologic înregistrează informația pe care tu ai transmis-o minții prin puterea gândului tău. Asta se numește în termeni științifici programare. Aș vrea să vă întrebați și să vă întreb: când v-ați programat voi să fiți fericiți? Când ați făcut ceva special pentru voi, pentru sufletul vostru? Când ați mers la biserică, dar prezența la biserică însemnând de fapt părăsirea gândurilor pentru o jumătate de oră sau o oră, să încerci să le lași la ușă, să încerci să le lași acasă, pentru că, după cum observăm și după cum observați și îmi veți da dreptate, mulți dintre dumneavoastră, cei care stați în Sfânta Biserică, ascultând slujba, liturghia pe care preotul o oficiază, la un moment dat sunteți furișați de gânduri, sunteți preluați din acea energie a binelui și duși cu gândurile la grijile acestei vieți, ce voi face, cum voi rezolva cu banii, cu procesul, cu medicii și multe, multe alte exemple pe care eu vi le-aș putea da. De ce? Pentru că de multe ori gândul este strict legat de timpul pe care tu îl petreci și, din păcate, timpul și gândurile ți le fură cel necurat. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că noi suntem, de altfel, dominați de două forțe pe care Universul le-a permis să ne acapareze, pentru că aici intervine liberul arbitru, libera voință. Poți să fii un om extraordinar de bun, poți să fii un om milostiv, să fii un om bun, să ierți, să trăiești în armonie și pace cu tine, cu cei din jur și cu Universul, sau poți să fii un om foarte rău, un om care să judeci, să fii aspru, să condamni, să judeci, de fapt, păcatele altora, uitând de bârna pe care tu o ai în ochi. De aceea se spune că cele două lumi sunt atât de diferite și v-aș întreba: voi ce sunteți în viață, albine sau muște? Știm prea bine că amândouă sunt insecte care zboară și zumzăie. Muștele, știți unde stau și ce fac, ce culeg? La fel ca și albinele, care știți ce fac și unde și ce culeg sau de unde culeg nectarul și frumusețea lucrurilor pe care noi le știm sau de care auzim poveștile și rodul pe care noi îl gustăm și ne bucurăm. Aici m-aș opri puțin la tot ceea ce are legătură cu gândirea spirituală, la ceea ce are legătură cu voi, iubiții mei, pentru că dacă astăzi vă aflați în suferință, dacă astăzi trăiți anumite povești triste
suferință, boală, neputință, toate acestea au fost generate și sunt întreținute de gândirea voastră negativă. Gândirea negativă este în primul rând hrănită de frică. Un om care este temător de o anumită boală, de acest virus, și dacă zilnic vorbește despre el, dacă zilnic acel om încearcă să se protejeze poate mai mult decât e necesar, tocmai din dorința de a nu se îmbolnăvi, fără să-și dea seama, atrage suferința pricinită de boală. Și acest lucru puteți confirma, sunt prieteni, sunt rude care s-au protejat și au respectat cu strictețe toate regulile impuse de oamenii de specialitate și cu toate acestea s-au îmbolnăvit. Nu înseamnă că noi nu trebuie să le respectăm, doar că boala care o generează de multe ori corpul este susținută de energia gândurilor, este susținută de energia a ceea ce tu trăiești, ceea ce simți și pentru ce simți, pentru că există de fapt două zile de naștere. Este ziua în care te-ai născut și a doua este cea pentru care te-ai născut, pentru ce te-ai născut. Aș vrea să mă înțelegeți că voi v-ați născut pentru a fi fericiți. Voi v-ați născut ca, ascultând emisiuni, ascultând de oameni care poate au primit un dar de la Dumnezeu de a transmite în univers mesaje care, iată, sunt preluate și recepționate de voi, pot să vă schimbe modul de gândire și de viață. Asta vreau să fac. Să vă schimb gândirea voastră negativă într-una pozitivă. Să vă fac să înțelegeți că acele povești în care se vorbește despre rai și iad chiar sunt reale. Există un iad în care suferința este regăsită în lacrimi, în tristețea pe care voi o aveți, și există raiul despre care vorbim cu toții și prea puțini îl cunosc, pentru că raiul este format din armonie, din înțelegere, din iubire, din iertare, din lipsa orgoliului și din perspectiva unui om care dorește să evolueze spiritual, așa cum voi, cei care mă urmăriți la această oră, poate întâmplător sau nu, doriți să evoluați spiritual, doriți să învățați lucruri noi și mă întrebați ce să fac, părinte, pentru a-mi elibera sufletul de suferință. Vă voi învăța câteva lucruri noi, pentru cei mai ales care mă ascultați pentru prima dată. Vă voi învăța să vă rugați, pentru că rugăciunea nu trebuie să fie nici prea multă, nici prea continuă. Rugăciunea trebuie să fie, de fapt, permanentă în sufletul tău și ea este regăsită în două cuvinte atât de simple. Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mi păcatele mele! Este important să ai tăria să recunoști înaintea lui Dumnezeu că ai greșit. Este important că atunci când te duci la Sfânta Biserică, poate după mulți ani, pentru că ați avut motive, v-a enervat preotul, unii îmi spuneți că n-ați fost la biserică, că v-au supărat cântăreții sau preotul sau etc. Și poate ați greșit și ați simțit nevoia ca la un moment dat să ajungeți într-o biserică și să vă rugați. Ceea ce vă spun astăzi este pentru voi. Să nu te superi niciodată pe Dumnezeu. Dumnezeu nu are legătură cu preotul, cu lumea care este acolo. Dumnezeu are legătură cu iubirea și credința pe care o ai în suflet. Preotul este slujitor, este duhovnic, este omul care face legătura dintre cer și pământ, dar poate și el la rândul lui să greșească. Poate și el la rândul lui să te supere, să-l supere pe Dumnezeu. Și pentru aceasta, voi, cei care veniți la Sfânta Biserică, la duhovnicul vostru, sunteți datori că atunci când vă pomeniți numele familiei voastre, să-i pomeniți și numele preotului pe care voi îl vizitați, numele preotului la care mergeți, ca el și familia lui să fie ocrotită de Dumnezeu. Și dacă mai mulți oameni se roagă pentru un om, puterea acelui om crește și voi aveți nevoie de puterea unui păstor care să vă conducă spre lumină, să vă învețe să vă iertați unii pe alții și să vă învețe ce înseamnă darul bucuriei pe care îl puteți primi atunci când ați reușit prin vrednicia voastră să vă spovediți și să vă împărtășiți
și odată cu acestea să vă împăcați cu Dumnezeu. Mulți dintre cei care au venit la Bisericuța Sfânta Maria, o bisericuță pe care eu am ctitorit-o și aș vrea să audă lucrurile acestea și cei care își pun întrebări ce caut eu acolo. Această biserică este o ctitorie a unor ani de muncă, a unor ani de umilință și de suferință prin care eu, prin voia lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, care este oblăduitoarea și ocrotitoarea acelui loc, am muncit și mi-am sacrificat ani, zile și ore din tinerețea mea, din timpul familiei mele, pentru ca astăzi să vă redau dumneavoastră, celor care veniți, acest dar al bucuriei și să-i redau lui Dumnezeu această jertfă, că atunci când nu voi mai fi în această lume, atunci când voi pleca din ea, acolo în ceruri, să se pomenească și numele meu, ca cineva, acei îngeri de care noi vorbim, acei sfinți, Sfântul Pangratie, despre care v-am vorbit de fiecare dată, avocatul nostru în ceruri, să spună: Doamne, iartă păcatele acestui om, acestui suflet, că pe acest pământ, chiar dacă a greșit, pe acest pământ și pe această lume atât de întunecată, s-a gândit să-ți facă casă, s-a gândit și mie, așa cum v-am cerut și vă rog, să mă ajutați să construim racla Sfântului. Moaștele Sfântului Pangratie se află în bisericuța din lemn Sfânta Maria din Voluntari Pipera. Icoana Sfântului este pe masă și o vedeți, și cei care îmi veți asculta sfatul de a o vă lua în casa voastră, de a o avea în casa voastră, lângă zecile de icoane pe care le aveți, veți primi ca dar bucuria, veți primi binecuvântarea pe care eu vă dau din toată inima și mulțumirea că ați ascultat îndemnul unui om, unui duhovnic care la rândul lui a trecut prin necazuri, prin suferințe, care la rândul lui este om, dar care atunci când va fi înaintea judecății, așa cum vom fi cu toții, îngerului păzitor și Sfântul Pangratie, despre care eu vă vorbesc cu atâta drag, va spune: Doamne, nu este nimeni vrednic să se apropie de Tine. Iartă-i păcatele și mai dă-i o șansă să vadă raiul. Eu mă voi ruga și mă rog pentru toți cei care mă urmăriți și pentru toți cei care înțelegeți că această viață este așa de scurtă. Mă rog pentru toți cei care astăzi poate sunteți în grele suferințe și încercări, ca Bunul Dumnezeu să vă mai dea această șansă, ca voi, vindecându-vă de boli, vindecându-vă de necazurile și problemele care le aveți, să vă întoarceți cu mulțumire la Maica Domnului. La Maica Domnului, care este mama noastră, a tuturor celor care își pun nădejdea în ea. La Maica Domnului, a cărui bisericuță, Sfânta Maria din lemn, din Voluntari, am ctitorit-o și care astăzi ocrotește moaștele Sfântului Pangratie. Sfântul Pangratie, poate ați auzit pentru prima dată de el. Cine este acest sfânt? Mă întrebați mulți. Este Sfântul Bucuriei, este Sfântul Inimii și este avocatul nostru în ceruri. În tablița din icoană există un mesaj atât de sacru și atât de frumos, pe care Sfântul îl transmite tuturor celor care au ales să renunțe pentru un minut, pentru o jumătate de minut, la zgârcenie, și să-l ceară în casa lor. Și Sfântul ne spune așa: cine mă va avea în casa lui, bucuria, bunăstarea și iubirea vor lua locul întristării. Ori, eu asta vă doresc, să fiți bucuroși, că un om, dacă este bucuros, înseamnă că este sănătos. Și chiar dacă este puțin bolnav, dacă are speranța și credința în Dumnezeu, i-a rămas vie, acestea sunt lucruri trecătoare. Acest lucru este confirmat de Sfânta Scriptură în Psalmul 134, care vine să ne spună că nu există boală pe acest pământ care să nu poată fi tratată. Un alt lucru important de care eu vă rog să țineți cont și pe care eu de altfel vi-l transmit cu bucurie este darul bucuriei, regăsit în această carte, în această carte unică în această țară,
care se numește dezlegarea nodurilor vieții, dezlegarea blestemelor și farmecelor și acatistul Sfântului, despre care v-am vorbit și de care eu vă rog să vă țineți, pentru că multe din problemele pe care astăzi le aveți vor fi rezolvate prin puterea gândurilor frumoase și a rugăciunilor pe care le înălțați către Dumnezeu și către Sfântul Mijlocitor, pe care mi-aș dori din toată inima fiecare român să vină să-l viziteze, mai ales când vom realiza racla, mai ales în ziua în care vom realiza ca dorințele dumneavoastră, celor de bună credință care ne ajutați cu puținul și cu multul pe care îl puteți, să se împlinească și să știți că Sfântul nu vă va rămâne și nu a rămas dator. M-a sunat astăzi o mamă plângând să-mi spună că îi mulțumește lui Dumnezeu, îi mulțumește Sfântului că un mare necaz al ei s-a rezolvat. Copilul ei care se droga, copilul ei care era pierdut, copilul ei care de fapt nu o respecta ca mamă, care o trata cu dispreț și o persifla, în urma rugăciunilor făcute, și vă recomand acatistul Sfântului Pangratie 40 de zile să-l citiți în fiecare zi. Nu pierdeți nimic dacă faceți asta. Veți suna și îmi veți mulțumi așa cum a făcut-o această mamă din Hunedoara. M-a sunat plângând să-mi spună: părinte, pentru prima dată după luni, ani de suferință, în care cu psihologi, cu psihiatri, cu medici n-am reușit să-l îndrept pe copilul meu, astăzi a venit fără să mă aștept. Mi-a căzut în genunchi și a început să plângă și a cerut iertare, mi-a sărutat mâinile și a zis că a primit un semn că el de azi înainte nu mai vrea să fie rău, de azi înainte vrea să se unească cu Dumnezeu. Știți? Plângea atât de tare încât m-a impresionat și am început și eu să plâng, dar plângeam de bucurie. De ce? Pentru că văd că multe minuni se întâmplă sub ochii mei, le știu și v-aș putea povesti ore în șir despre ele. Văd cum credința, cum puterea unui gând frumos este mai mare decât materia, banii, care n-au putut rezolva prin plata orelor de terapii, de ședințe, de tot felul de pastile, că nu poți să cumperi pastile pe vorbe, le cumperi pe bani. N-au reușit să rezolve ceea ce a reușit să rezolve de fapt rugăciunea și credința și lacrimile pe care o mamă le-a vărsat pentru copilul ei. Acum, la această oră, multe mame mă ascultați. La această oră mă ascultați mulți părinți, iubiții mei. La această oră, mulți dintre cei care poate nu m-ați mai ascultat, aveți ocazia să mă auziți pentru prima dată. Vă vorbesc de la suflet la suflet. Vă vorbesc vouă, celor care astăzi plângeți. Și vă rog să nu mai plângeți. Să nu vă pierdeți credința și nădejdea. Că după ploaie va veni soarele. Dacă astăzi sunteți într-o suferință, dacă sunteți bolnavi, dacă sunteți la pat, dacă astăzi viața a fost atât de dură cu voi și v-a încercat, dacă astăzi sunteți la capătul puterilor și aveți impresia că nimic nu se mai poate face, vă spun să nu vă temeți. Chemați-l și strigați-l cu voce tare pe Sfântul, Sfântul Pangratie, ocrotitorul nostru al românilor, ocrotitorul nostru al celor care astăzi îl pomenim, a celor care astăzi poate îl auzim sau auzim numele lui pentru prima dată. Este numit și Sfântul Dorințelor. De aceea, cu ajutorul bunului Dumnezeu, pe 26 martie este ziua dorințelor. Este ziua în care racla, la care eu vă rog, căsuța, asta se numește, racla din argint, în care Sfântul va fi adus și pus și așezat prin contribuția dumneavoastră. De această minune și bucurie vă veți bucura cu toții.
de la cel mai mic până la cel mai mare, vor fi 3 zile de rugăciune continuă, 25, 26 și 27, de rugăciune pentru acest popor și pentru acest neam încercat și îngenunchiat de atâtea păcate, de atâtea răutăți și de atâția oameni care au uitat și uită de unde au plecat, unde au ajuns și care își folosesc puterea făcând rău, nenorocind vieți, distrugând oameni, dar până într-o zi, pentru că fiecare lacrimă pe care o varsă oamenii, pe care o varsă cei care astăzi trec prin supărările pe care acești oameni le fac, vor fi înregistrate și contorizate și le vor plăti, credeți-mă, cu maximă suferință. Nu vreau să credeți că Dumnezeu este răzbunător. Nu vreau să înțelegeți că de fapt Dumnezeu este cel care stă cu biciu și ne bate. Dumnezeu este cel care răsplătește fiecărui suflet după bunătatea sau răutatea pe care o are. Să nu uitați, așa cum am spus și îmi place mie să spun, că nimic nu e întâmplător. În cărțile mele, care le vedeți pe masă, în cele 4 cărți pe care eu vă rog să le citiți, nu pentru că ați avea nevoie neapărat să vă mai educați puțin, ci să le citiți pentru a găsi răspunsuri la multe din nevoile sufletului vostru. Aceste cărți vă vor da vouă, iubiții mei, răspuns la multe din nevoile voastre, mai ales că în primul manual de sacroterapie, terapia sufletului, manualul care te învață cum să-ți tratezi și să-ți vindeci sufletul. De fapt, nimeni nu se gândește că înainte de a-ți vindeca corpul, trebuie să-ți vindeci sufletul, să te împaci cu Dumnezeu. Și le spun acelor oameni care primesc împărtășania și poate nu sunt vrednici. Le spun și așa cum vă spun și vouă, de câte ori vă împărtășiți și Părintele Duhovnic pe care îl aveți vă împărtășește și este bun, vă dezleagă împărtășania. V-a făcut datori înaintea lui Dumnezeu, pentru că fiecare om care se împărtășește și noi preoții, deși suntem nevrednici, suntem plini de răutăți, de răutate, și noi judecăm, ne bârfim unii pe alții, nu suntem vrednici să primim acel trup și sânge al Domnului Hristos, care tradus înseamnă putere, înseamnă sănătate, înseamnă echilibru, înseamnă liniște, înseamnă iubire și așa mai departe. Exact lucrurile de care aveți nevoie. Dar știu că de fiecare dată când mă împărtășesc, îmi plec capul și zic: Doamne, nu sunt vrednic de darul pe care mi l-ai dat, dar îți promit că pentru acest dar îți voi rămâne dator. Și voi sunteți datori. Din multul sau puținul pe care vi l-a dat Dumnezeu, să-i ajutați pe cei care nu au. Câte haine nu vă rup dulapurile, câte haine nu vă apasă astăzi casa încărcate, 10 perechi de pantofi, 20 de costume, 50 de genți, nu le mai țineți pentru voi toate. Într-o zi veți pleca și rudele voastre se vor bate pentru ele, se vor dușmăni și se vor urâ că unii au luat mai multe costume sau bani sau încălțăminte și alții mai puține. Dați-le oamenilor săraci de a-ți ști câți oameni săraci vin să ceară ajutorul la bisericuța din lemn Sfântă Maria. De-ați ști câți oameni săraci care își iau bani împrumut, poate 100 de lei, să ajungă acolo și n-au haine, au zdrențe. Mă roagă, părinte, am 5 copii, 7 copii, ajutați-mă să-i îmbrac, ajutați-mă să le dau o bucată de pâine. Și pentru faptul că pot să o fac, pentru faptul că voi, cei care v-ați gândit, poate ați mai adus o sacoșă de haine, pentru faptul că voi, cei care aveți bunătate, ați adus un bănuț și l-ați lăsat la sfânt ca să-i construim casă, că ați venit și ați cumpărat o carte din Sfânta Biserică,
din acei bani îi ajut. Pe cei care vin și pe mulți, și puteți confirma lucrul acesta, care poate n-ați avut bani să vă cumpărați o icoană, v-am dat-o din suflet gratuit, ca să mă pomeniți și pe mine, păcătosul și nevrednicul, acolo pe unde veți merge, și să cereți lui Dumnezeu iertare a păcatelor mele, a vieții mele, a greșelilor mele. Pentru că, repet, tot ce este trecut aparține de trecut. Noi trebuie să trăim prezentul și să gândim viitorul prin prisma bunătății și a iubirii. Și dacă vom ști să gândim așa, viața noastră se va schimba. Viața noastră va fi total alta decât este cea de acum. Și nu numai că vom simți că ne-am înălțat și că ne-am împăcat cu Dumnezeu, dar multe lucruri care astăzi sunt agățate de neputința noastră de a ierta, multe lucruri care sunt agățate de orgoliul nostru care este mai mare decât credința noastră, vor trece spre uitare și spre rezolvare. Pentru că mulți, iată, astăzi suferim pentru că nu putem ierta. Mulți suferim pentru că nu ne putem înțelege. Sunt familii care trăiesc singuri în doi. Sunt familii care se urăsc. Sunt familii care se blestemă, care se înjură. Sunt soți care își lovesc soțiile, le umilesc, le înșală. Soții care plâng sau care la rândul lor înșală și își mint soții. Și câtă vreme se întâmplă aceste mizerii în această lume, câtă vreme se întâmplă aceste nedreptăți pe care noi nu le înțelegem și pe care noi de fapt nu vrem să le acceptăm, deși ar trebui să le acceptăm că fac parte din această viață și să învățăm din greșelile altora, atunci cum să așteptăm că pe acest pământ, pe acest glob, să se întâmplă lucruri bune? N-ai cum, pentru că tot ceea ce facem noi oamenii este de generator de energie. Dacă energia gândurilor mele este una neagră, dacă energia vieții mele este una conturată în plâns, în stres, în tensiune, nu fac altceva decât să-mi creez în viitor o astfel de lume a certurilor, a tensiunii, a supărării și a mâhnirii, de care, știți, iubiții mei, nu vrem, din păcate, să o avem, dar singur ne introducem în ea. De ce ne introducem în ea? Pentru că ne zgârcim să oferim sufletul lui plăcerea de a îl întâlni și de a-l cunoaște pe Dumnezeu. Îmi veți spune mulți, cum adică? Păi mă duc la biserică, am un duhovnic, mă spovedesc, dau acatiste. Nu este suficient. Nu este suficient să mergi o jumătate de oră, că te uiți la ceas când ai intrat în biserică și te uiți la ceas când mai are preotul să termine slujba. Nu este suficientă această jertfă. Jertfa ta, iubiții mei, să țineți minte ce vă spun, este mai presus de materie, de timpul pe care tu ți-l acorzi atât de puțin sufletului tău. Știți, îi acordați sufletului vostru o jumătate de oră în biserică, vă uitați la ceas și fugiți, sau o oră. Dar îi cereți la Dumnezeu în schimbul acestui timp să vă dea fericire, să vă dea sănătate, să vă dea copii cu minți și liniștiți. Și când te uiți că e scumpă o brățară sau că e scumpă o icoană, atunci aș vrea să-ți amintești, iubite suflete, și să te întrebi câți bani ai cheltuit pe medicamentele pe care le ai în sertar și care ți-au umplut casa și dulapul și pe care le iei ca să rămâi în viață sănătos, sau câți bani ai cheltuit pe băutură sau de Paște sau de Crăciun, când ți-ai făcut masa așa bogată și ți-ai invitat rudele, a durat totul câteva ore, după care au trecut toate așa cum n-au fost. Dar când e vorba de suflet, e scump. Și dacă vom gândi așa în continuare,
atunci universul va accepta ca energia aceasta pe care tu o gândești prin puterea gândurilor de care eu vă vorbesc astăzi să te domine, să rămâi acolo izolat în lumea ta și degeaba te rogi. Când veniți și îmi spuneți, am fost la 100 de preoți, am fost la nu știu care preot, am fost la nu știu care, nu trebuie să te duci la 100. Du-te la unul pe care tu îl simți că are chimie și vorbește aceeași limbă cu tine. Alegeți duhovnicul tău, iubite suflete, și cei care îl aveți, păstrați-l, să fiți binecuvântați și să vă bucurați că ați întâlnit un om de valoare care vă îngrijește sufletul. Pentru că, așa cum avem medic de familie, trebuie să avem și medic de suflete. Iar cei care n-aveți duhovnic, căutați-vă acel om care vă înțelege, care vă deschide brațele, care vă îmbrățișează și care vă primește de fiecare dată nejudecându-vă după oră, după ținută, după cât de mult ai greșit, pentru că dacă te duci în fața lui, el este dator să te dezlege și să te ierte ca tu, iubite suflete, să te împaci cu Dumnezeu. Nu uitați, cei care astăzi vreți să aveți o șansă spre raiul fericirii, trebuie să vă schimbați gândul negativ într-unul pozitiv. Pentru că vă spuneam de cei care îmi spun că au fost și au cheltuit milioane, sute de milioane la 100 de duhovnici. Adunați toate acatistele care voi le-ați dat și pe care le-ați plătit. Veți vedea că reprezintă poate o sumă. Dacă acești bani, voi, iubiții mei, îi regretați, atunci nimic n-ați reușit și nimic nu veți reuși. Să nu vă pară rău când ați făcut ceva pentru sufletul vostru și niciodată să nu vă căiți că ați ajuns la 100 sau la 70 sau 7 sau 8 preoți, pentru că orice întâlnire cu un preot este un dar, este o experiență, poate fi una plăcută sau neplăcută, dar dacă Dumnezeu a îngăduit să te prezinți în fața Lui, înseamnă că a făcut-o cu un scop. Dacă tu te duci acolo și îl judeci, iată cum liberul arbitru a vorbit, cu ce drept, cine ești tu, omule, să judeci un om? Pentru că nici el, preotul, nici el, duhovnicul, n-are voie să te judece pe tine, n-are voie să te vorbească de rău sau să te bârfească, câtă vreme îl slujește pe Dumnezeul iubirii, câtă vreme îl slujește pe Dumnezeul dragostei, pentru că acolo unde este dragoste, acolo unde este dragoste, este Dumnezeu. Deci câtă vreme, atunci când mă duc în fața unui medic, acel medic mă tratează și mă persiflează, înseamnă că nu e medicul meu. Câtă vreme mă duc la un profesor care nu mă învață cum trebuie, înseamnă că nu e profesorul meu. Câtă vreme ajung în fața unui duhovnic care nu-mi alină suferința sufletului, înseamnă că trebuie să mă mai gândesc și să-L întreb pe Dumnezeu care este drumul și calea. Dar, pentru că și medicii, și profesorii, și psihologii, și terapeuții sunt oameni, eu vă recomand să aveți în casa voastră un mentor, un sfânt care vă protejează, pe Sfântul Pangratie. Sfântul acesta, iubiții mei, țineți minte ce vă spun, este Sfântul Bucuriei, este Sfântul Iubirii, îndeplinirii dorințelor și a celor care astăzi trec prin suferințe psihice cumplite. Repet și repet, pentru cei care poate ați deschis mai târziu televizorul, nimic nu este întâmplător. În cărțile, în pachetul Bucuriei, despre care v-am vorbit, în cele 7 noduri, dezlegarea celor 7 noduri ale vieții, veți găsi, de fapt, răspuns prin rugăciunile pe care le faceți la toate necazurile și problemele voastre. Să știți, trăiesc astăzi într-o lume în care văd atâta negru încât mă sperie și mă întreb, oare acești oameni cum mai trăiesc? Sunt oameni care vin atât de infectați sufletește de păcatele care le-au făcut. Am întâlnit femei care aveau 26 de avorturi. Imaginați-vă
că înseamnă 26 de prunci uciși. V-aș întreba, oare medicii care i-au ucis cum se numesc? Și nu vreau să-i supăr. Și cu toate acestea, cu toate acestea, acești oameni vin înaintea lui Dumnezeu și se căiesc, și este bine că se căiesc, înainte ca să treacă în neființă. Și că și acești oameni, până la urmă, merită să fie iertați, deși nu este ușor. Pentru că la fiecare prunc pe care tu l-ai dat deoparte, trebuie să îmbraci încă un alt prunc. Sau să ajuți un preot să-l îmbraci, un preot modest, să-i dai o jertfă. Și dacă ai făcut o greșeală, să țineți minte ce vă spun, asta ne spune în cartea Omiliile Sfinților, în descriere pe care Sfinții le fac către noi. Dacă ai făcut un păcat, 5 fapte bune trebuie să faci ca el să se ierte. În cele 5 fapte bune se regăsește milostenia. Oare când ai ajutat ultima dată pe cineva? Se regăsește încă ceva, iubiții mei, bunătatea. Se regăsește iertarea. Se regăsește, de fapt, în acest cumul al faptelor bune și timpul pe care tu îl acorzi sufletului tău, tocmai pentru a-și găsi liniștea și a se împăca cu Dumnezeu. Și apoi, a cincelea element important pe care este necesar să-l ai și să ți-l readuci în viață este iubirea. Pentru că fără iubire nu există cale de a-L întâlni pe Dumnezeu, pentru că El este iubire. Și când spun iubire, e atât de frumos. Când spui cuvântul te iubesc, am această carte pe care eu am scris-o, te iubesc. Cuvintele care au puterea de a schimba viața, așa este. Acest cuvânt a schimbat viețile multor oameni. Sunt oameni care s-au mutat din țară pentru iubire, pentru iubirea lor. Sunt oameni care și-au părăsit familiile, crezând într-o iubire oarbă, păcăliți fiind de holograma care le-a fost prezentată și de fapt era cu totul și cu totul altceva. Atenție! Că ne spun înțelepții vremii că iubirea de multe ori este oarbă și că ea ne poate conduce în zone care pot fi ulterior periculoase, și aici mă refer la tinerii care astăzi confundă iubirea cu intimitatea și cu păcatele pe care le săvârșesc, în momentul în care n-au înțeles că tot ce este pur, tot ce este unic are valoare. Din păcate, puritatea a dispărut, rușinea începe să dispară, normalitatea începe să devină anormalitate și răutatea începe să devină obișnuință. Nu mai ai curajul să ajuți pe cineva, pentru că ori te interpretează că îți dorești ceva de la el, ori te interpretează că ai vreun interes, sau atunci când îi ceri ajutorul, îți răspunde foarte frumos, nu am, nu pot. Așa cum mulți care sunt miliardari, mulți care au multe binecuvântări date de Dumnezeu, se zgârcesc atunci când, iată, prin intermediul micului ecran, un preot le cere ajutorul, nu pentru el, nu pentru mine, ci pentru a construi o casă a unui sfânt unic, a unui sfânt de care n-ați auzit, sărbătorit pe 9 iulie în calendarul ortodox, un sfânt care, pe lângă faptul că este aducător de liniște în casa voastră și acolo unde va ajunge, este și împlinător de dorințe, este sfântul dorințelor. De aceea vreau să-l primesc cu bucurie și să-l primim cu bucurie, odată cu aducerea raclei și când vom face și rugăciunile de dezlegare, le vom face pentru suflet, pentru sufletele chinuite, pentru sufletele triste. Și mi-amintesc de un moment emoționant când am intrat într-o benzinărie și la ușă era o bătrânică. Nu cerea nimic. Stătea acolo, modestă, cu privirea în jos și umilită, de altfel, că ea trebuia să stea acolo. Opreau mașini luxoase la benzinărie și alimentau, treceau pe lângă ea domni, doamne, și nu o vedeau.
La un moment dat m-am oprit și am zis, nu vă supărați, de ce stați aici? Nu vă e frig? Și a zis, nu. Vreți să vă cumpăr ceva? Vreți să vă dau bani? A zis, nu, vreau o sticlă de apă. Știți, în momentul acela a început să îmi curgă lacrime și a zis, Doamne, cât de puțin vrea această femeie. Nu mi-a cerut bani. Nu mi-a cerut ceva la schimb care să mă coste atât de mult încât să nu pot permite. Mi-a cerut o sticlă de apă. Credeți-mă, am cumpărat sticla de apă și lângă acea apă am pus simbolic acolo ceva. Atât de mult m-a bucurat jertfa mea pe care am făcut-o, atât de modestă, încât am simțit că Dumnezeu este prezent acolo. În bucuria mea era acolo Dumnezeu. Ca ulterior, într-una din nopți, să o visez pe Sfânta Parascheva de la Iași și să-mi spună, îți mulțumesc că eu eram acolo. M-am trezit plângând și vă spun pentru prima dată acest lucru. M-am trezit plângând, uite, mi s-a făcut pielea găină și am zis, Doamne, Doamne Sfinților, cât de mari sunteți și cum noi, oamenii, prinși de gândurile acestei lumi, ca să adunăm averi, bani, nu vă vedem, deși sunteți printre noi. Credeți-mă, iubiții mei, că am simțit în acele momente cea mai mare bucurie. Și când Sfânta mi-a zis, îți mulțumesc că mi-ai dat apă, că eu eram acolo. Încercam să zic, Doamne, dar de ce atât de puțin? De ce atât de puțin am putut să fac? Când puteam să fac mai mult, poate să-i dau mai mulți bani sau... Nu de bani avea nevoie. Avea nevoie de recunoștința noastră și de atenția noastră pe care noi, din păcate, nu avem. Nu avem, știți de ce? Pentru că gândurile noastre despre care vă vorbesc sunt atât de importante și de mari. Să facem bani, să avem averi, să ne ducem la munte, la mare, în vacanțe exotice, zeci de mii de euro. Și când e vorba de un ajutor, de o jertfă, la un sfânt care poate să-ți schimbe viața din iad, să-ți o facă rai, prin gura preotului care ți-o cere, e scump, e mult, cum să dau eu atâția bani pe o icoană, Doamne? Și să știți, iubiții mei, câtă vreme există atâta fățărnicie, câtă vreme există atâția oameni care pot să facă și nu o fac, atunci să știți că există o balanță a binelui și a răului în acest univers. Și dacă astăzi problemele se înmulțesc, bolile se înmulțesc, se înmulțesc datorită răutății noastre, se înmulțesc, iubiții mei, datorită faptului că suntem atât de absenți în viața pe care noi o trăim, pe care noi ar trebui să o trăim, în fericire, în bucurie, într-un rai al desfătărilor sufletești, în care să mergem la biserică, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i cerem iertare prin două cuvinte, Doamne, iartă-ne. Vom spune împreună rugăciunea de final. Vă aștept cu drag la Bisericuța Sfânta Maria din Voluntari Pipera și să ne ajutați și să luați pe Sfânt în casa voastră. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiți binecuvântați. Doamne ajută!